Sărbătoarea câmpenească Maialul Orăștian a ajuns la cea de-a 25-a ediție. Anul acesta într-un format nou și într-o nouă locație la Arena Park. De vineri și până duminică, Orăștian îmbrăcat haine de sărbătoare, devenind centrul distracției și al petrecerii, cu spectacole muzicale pentru toate vârstele, de la folclor tradițional până la pop și muzică ușoară. Spectacole condimentate cu un regal de bunătăți culinare și preparate tradiționale, dar și cu un megaparc de distracții. Este o tradiție care încercăm să o ducem mai departe, este a 25-a ediție a Maialului Orăștian. Este o sărbătoare câmpenească, a fost câțiva ani în care am sărbătorit-o în centrul municipiului, acum având la dispoziție această locație minunată, acest parc, ne-am reorganizat cumva, sigur este un format nou. Și ne bucurăm că am reușit și anul acesta să organizăm cu o sumă relativ mică, 50.000 de lei acordat de Consiliul Local. Deci cred că avem cel mai bun raport calitate-preț. Noul parc, investiție cu finanțare europeană a administrației locale, s-a dovedit a fi locul ideal pentru ca mii de orăștieni să participe la distracția organizată de primărie și Consiliul Local. Aici era un loc viran, era o periferie a municipiului Orăștie, deși la un moment dat era un stadion care în decursul anilor s-a degradat după Revoluție, stadionul Mecanica, am reușit printr-o finanțare europeană să atragem 3 milioane jumate de euro, i-am investit în acest parc, am continuat ideea de a construi și stadionul nou și am reușit să obținem o finanțare de la Compania Națională de Investiții, iar anul acesta vom finaliza și stadionul, un stadion cu piste de alergare, cu tribune acoperite și ne bucurăm că am făcut dintr-o zonă care era o zonă degradată a municipiului Orăștie să o readucem în circuit, iar acest parc an de an se vede, se împădurește și va arăta în următorii ani ca un adevărat parc cu umbră, cu multe bănci, cu multe verdeață și ne bucurăm că după 3 ani reușim să-l întreținem și el arată la fel de bine cum a arătat atunci când l-am inaugurat. În cele 3 zile de sărbătoare, miile de participanți au avut parte de spectacole muzicale pentru toate gusturile și au cântat alături de interpreții de folclor tradițional cu Aurel Tămaș, Lorena Pascu, Ovidiu Homorodean, Ciprian Roman, Cristian Fodor, dar și împreună cu cei de muzică ușoară și muzică pop, Oana Radu, DJ Project, cu Ioana Ignat. Ca noutate, în premieră, recitalurile artiștilor consacrați au alternat cu evoluția pe scena tinerelor talente, printre care și Larisa Tomescu și grupul de copii și Cosmina Voica și grupul de dans A Flow Wolf. It's your birthday, we gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me drunk Bacardi. A déjà pour ce carré, a déjà pour ce vale. No Bacardi. Sărbătoarea de povestea Maialului din acest an s-a sfârșit târziu în noapte.